Bine v-am regăsit! Astăzi aflăm tot ce este necesar să știm despre cancerul de gât. Medicul ORL Raluca Grigore este alături de mine astăzi și ne va spune care sunt simptomele, cum îl putem diagnostica și dacă ne tratăm sau nu. E important să știm că acest tip de cancer poate fi diagnosticat încă de la primele semne. Așadar, doamna doctor, care ar fi cauzele cancerelor de gât? Cauzele cancerelor de cap și gât sunt fumatul, consumul cronic de etanol, uneori expunerea la factori nocivi care se întâmplă la lucrătorii din mine, de exemplu, sau din fabricile unde se lucrează cu foarte multă căldură, de la cei care sunt expuși în mod cronic la pulberi. Acestea sunt cele mai importante elemente pe care noi le luăm în discuție când avem în față un pacient cu cancer de căi aeriene superioare. Deci, ca factor de risc, ar trebui să avem grijă ce job ne alegem, este și genetic și la ce ar trebui să ne mai gândim. Există o componentă genetică, însă factorul de risc cel mai important este fumatul, expunerea la fumul de țigară. Este extrem de nociv, iar asocierea fumat cu consum cronic de etanol practic triplează riscul de apariție al cancerului de laringe, de exemplu, și de faringe. Există însă cancere de căi digestive superioare care sunt asociate cu infecțiile virale, infecțiile cu papilomavirus. Știți că există o discuție foarte, foarte mare legată în general de cancerele genitale. Ei bine, și cancerele din sfera ORL sunt legate tot de infecția cu HPV. Există anumite tulpini numite oncogene. Sau cancerul de rinofaringe, deci zona aceea care se găsește în spatele nasului, care este endemic în Asia. Acolo este cea mai mare frecvență. Se asociază cu infecția cu virusul Epstein-Barr. Deci există și anumite virusuri care pot să determine cancer. Cancere care ne dau simptome de la primele, din stadiul 1 sau avem simptome mai târziu? Pentru mine este foarte importantă această discuție, pentru că, de fapt, cancerul de laringe, cancerul de faringe, cancerul de amigdală, cancerul de limbă sunt foarte ușor de diagnosticat. Primul simptom, dacă noi avem un cancer în laringe, deci în organul cu care noi vorbim, este răgușeala. Fiecare dintre noi am fost răgușiți măcar o dată în viață, dar a fost o răgușeală care a trecut pentru că era rezultatul unei răceli banale. Dacă acea răgușeală nu trece după o lună, maxim 3 luni, trebuie obligatoriu să mergem la orelist care să facă un examen ce va pune un diagnostic. De asemenea, apar tulburări legate de înghițit, ne doare la înghițit. Iarăși, nu poți să stai 1000 de ani să te doare sau să ignori că te doare la înghițit. Sau văd că mi-a apărut ceva pe limbă, deschid gura, mă uit în gât și văd că am ceva pe gingie, văd că am ceva pe amigdală. Nu pot să stau așa fără să mă duc la un doctor. De asta vă spun, sunt extrem de vizibile. Ele au un impact important și în urma tratamentului. Nu sunt ca în burtă, unde habar n-am, nu știu ce crește în burtă, nu se vede, este o cutie neagră. Eu în zona capului și gâtului pot să văd. Pot să văd, de exemplu, adenopatia metastatică. Deci pot să văd că mi se umflă ceva laterocervical. Doamne iartă-mă, nu se poate să nu mă duc la doctor. Și cu toate astea, foarte mulți pacienți ajung în stadii avansate și anume cum? Sufocați sau în cazul în care au adenopatii metastatice care nu mai pot fi tratate chirurgical. Și deci ne tratăm dacă îl descoperim în stadii incipiente? Ne tratăm. Ne vindecăm în mod categoric, pentru că în specialitatea mea există organe la care rata de vindecare este foarte mare. Cancerul de laringe, de exemplu, se vindecă în proporție aproape de 100% dacă l-ai descoperit într-un stadiu curabil. Da? Cancerul de amigdală evoluează senzațional de bine. Cu evoluție mai puțin bună sunt cancerele de limbă, de exemplu, sau cele de planșeu bucal, dar încă o dată rata de vindecare este foarte mare și sunt foarte ușor de depistat, practic. Și rămânem și cu urme sau poate reapărea în timp? Poate reapărea ca orice alt cancer și se numește, sigur, recidivă. Rămânem cu urme, da, cu urme ale tratamentului chirurgical, de exemplu, dacă trebuie să scoatem laringele, organul prin care noi vorbim și prin care respirăm.
urma fiind traheostoma pe care pacientul o poartă toată viața, pentru că trebuie să respire pe undeva, dar vocea se recuperează perfect, pentru că acum există metode de reabilitare vocală. Și dacă acum 20 de ani erau foarte speriați, aoleu, nu vin, nu mă operez, prefer să stau acasă pentru că îmi pierd vocea, acum pot vorbi imediat, după 7 zile după operație, ei pot vorbi. Există și această rată de vindecare foarte mare. Există și niște boli netratate care pot duce la aceste cancere, în afară de HPV, cum ați menționat mai devreme? În principiu, cea mai importantă este papilomatoza. Papilomatoza, care este o boală pe care copilul o moștenește de la mamă în urma infectării după naștere. Practic, mama purtătoare de HPV infectează copilul în momentul nașterii. Copilul are o tumoră benignă, papilomatoză, care însă degenerează malign undeva în timpul vieții sale. Alte boli care sunt netratate să ducă la apariția cancerelor, extrem de puțin. În general, leziunea apare și este o leziune purtătoare de mutații histologice de la început. Și de această dată, vaccinarea anti-HPV ne ajută și pe partea asta. Ne ajută și pe partea asta și gândiți-vă că vaccinarea anti-HPV se face în alte țări și la populația de sex masculin. Da. Deci cu atât mai mult ar trebui să fie făcută la băieți, pentru că rata de cancere din sfera aerodigestivă superioară este mult mai mare la sexul masculin prin comparație cu sexul feminin. Există adevărat și femei care fac cancer de laringe sau cancer de limbă sau cancer de esofag, dar numărul lor este mult mai mic. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!